tracea mie un bec din spate. Nu știu dacă îl prind, că nu sunt pe camera de selfie. Nu știu dacă... Ma, cred că eu intru în cadru, dar vreau să prind becul ăla. Nu mă întrebați de ce. Nu-mi placea mie cum arată. Adevărul e că eu mă plictisesc. Am ajuns prea devreme într-un loc și n-am ce să fac și stau în mașină. Mă gândeam ce vlog să mai fac. N-am căștile alea ca să fac un podcast. Dar curând. Acum e lene. Se vede becul? Hai că stau tot așa. Poate prind și eu becul ăla în cadru. Că arăta bine, era drăgălaș. Întrebare. Voi ce faceți când vă plictisiți? Știți la ce mă gândeam eu? Mă gândeam că e vremea. Sunt vremurile, nu vreau eu, dar așa se pare, de a trece în online. Cât mai mulți. Ce job online pot să fac eu? Eu pot să mă filmez așa zilnic. Ca o nebună, dar... Care-i scopul? Se uită cineva? De ce s-ar uita? Despre ce să vorbim? Ce v-ar interesa? Ce produse să nu cumpărați? Ce haine sunt făcute în sweatshop-uri? Mi-ar interesa pe cineva chestia asta? Mă gândesc eu la niște subiecte să vă țin ocupați. Se vede becul? Nu se vede becul. Nu se vede becul nici cum. Dar bine că se vede căcatul de porumbel de pe mașină. Tot timpul se cacă ăștia pe mașina mea. Uite. Să știți că sunt chestii de-alea cu self-wash. Pe bune. Acum, eu nu vreau să le stric business-urile celor care spală mașini, dar să mă ierte Dumnezeu cu 10 lei. Să-ți faci mașina țiplă în 5 minute. Sună bine, nu? Eu vă încurajez să mergeți. Of, becul ăsta.